Am văzut domnul Hava susținea, exprima îngrijorarea că PNL s-ar putea rupe după acest congres în două. Dar domnul Hava a pierdut, s-a văzut foarte clar, s-a aflat în aceeași situație ca Ludovic Orban, adică a considerat că autoritatea sa și rețelele sale de data asta la nivelul județului Alba sunt suficiente pentru a putea învinge, n-a învins. N-a mai funcționat. Pentru simplu motiv că președintele Consiliului Județean este cel care împarte resursele. Dar asta nu înseamnă că la final ele nu vor funcționa și că nu vor fi voturi pentru Ludovic Orban și de acolo. Nimeni nu poate garanta, deci nu, nici PSD. Până și în PSD există un electorat la Congresul Partidului care e liber. Trebuie să spunem, PSD a avut un avantaj extraordinar. N-a desfășurat Congresul fizic. N-a existat o dezbatere pentru Ciolacu, asta a fost un avantaj evident, așa cum pentru domnul Câțu ar fi un avantaj evident. Deci nu știm ce se va întâmpla, situația este nebuloasă și probabil nu ne-ar interesa atât de mult ce se întâmplă în PNL dacă nu ar fi unul din partidele pivot și dacă n-ar fi principalul partid de la guvernare. Și dacă n-ar fi luat-o frumușel în jos în sondaje. Și este o evidență, PNL cade din decembrie anul trecut, adică după alegeri, și din acel moment prim-ministru a fost Florin Câțu. Nu cred că îi se datorează lui Florin Câțu, cred că se datorează rezultatului în alegeri, dar asocierea se face, iar căderea mult mai clară este din mai. Din mai 2021, când PNL-ul pierde 4-5% din momentul în care confruntarea internă se declanșează în mod formal. Pentru că înainte bănuiam că domnul Câțu va fi candidat, intra în logica lucrurilor să fie candidat, dar nu și anunțase candidatura. Exact. Acum și anunțat candidatura. Și mă rog, gândiți-vă că asasinarea politică a lui Ludovic Orban, care este intenționată de foarte mulți, nu va putea să nu lase urme. Aici nu-i PSD. În PNL, acest gen de execuții nu au avut loc, nu sunt tradiționale. În general, vechii președinți erau, într-un fel sau în altul, conservați și conservau un rol. Nu erau eliminați. Adică faptul că se discută în mod clar despre schimbarea sa de la președinția Camerei Deputaților este o chestiune care este incredibilă. Dar și Crin Antonescu a dispărut așa. Da, dar Crin Antonescu a ieșit, a renunțat și a dat demisia de la pozițiile pe care le avea. După a căzut într-o capcană. E vorba despre alegerile pentru Parlamentul European din 2014, care au fost în mod clar pierdute de PNL, care și-a asumat. Atunci PNL a făcut câteva greșeli tactice. Soluția era venirea cuiva aparent din afară, cum era domnul Iohannis, și fuziunea cu PDL-ul. Atunci fuziunea cu PDL-ul a adus voturile. Pentru că pentru domnul Iohannis ar fi fost probabil foarte dificil doar cu PNL să intre în turul al doilea. PNL-ul nu era un partid de turul al doilea, dar nici PDL nu mai era un partid puternic. A fost o soluție, o căsătorie de compromis, n-a fost nici pe departe o mare iubire ideologică. Știți, eu am întotdeauna această problemă cu PD-PDL, e legată de coerența lor ideologică. Eu nu pot să uit niciodată că domnul Boc a fost totuși președintele unui partid socialist, pe care l-a preluat de la Traian Băsescu, care era membru al Internaționalei Socialiste și a Partidului Socialist European și care în vara anului 2005 a făcut un salt mortal care n-a mai fost consemnat nicăieri în lume și anume a trecut de la socialiști la popular, adică la conservatori. E ceva incredibil. Și cei care erau cu o zi înainte socialiști au devenit după aceea inversul socialiștilor. Iertați-mă, dar dacă oamenii au încredere în niște valori, atunci această încredere în valorile respective rămâne. Sunt oameni serioși. A susținut-o pe Elena Udrea, l-a susținut pe Traian Băsescu și nu l-a susținut pe Klaus Iohannis. Adică au fost... Da. Istoria ne arată câteva... Da, acolo avem niște obligații. Avem niște obligații morale, dacă vreți. Niciodată n-am înțeles de ce a susținut-o pe Elena Udrea. A susținut-o pe Elena Udrea pentru că
De ce vă spun asta? Pentru că Elena Udrea a fost, deși ministră în guvernul Boc, o adversară permanentă a lui Boc, care în mai multe rânduri a încercat să-l schimbe din funcția de prim-ministru și a rezistat împotriva Elenei Udrea până la mișcările din ianuarie-februarie 2012, când au avut o foarte bună oportunitate să-l debarce, însă înlocuitorul său s-a dovedit a fi mai rău. Adică și l-au debarcat de asemenea în câteva luni de zile, mai rău pentru ei, pentru că lupta anticorupție devenise o prioritate a lui Mihai Răzvan Ungureanu și a fost evacuat rapid printr-o moțiune de cenzură pe care instrumentele grupării Udrea Băsescu au votat-o pentru a se debarasa, pentru a-l pune pe Ponta prim-ministru, pentru a compromite USL-ul. N-a mers și știm foarte bine ce a urmat, pentru că a fost o perioadă de instabilitate politică și mă întreb dacă oamenii ăștia realizează că ne îndreptăm din nou spre o perioadă de gravă instabilitate politică. România nu mai are guverne stabile, este o evidență. PSD-ul, cât era de PSD între 2016 și 2019, a avut 3 guverne. N-a avut capacitatea să ofere stabilitate și o luptă permanentă. Către ce ne îndreptăm cu un PNL fracturat, este clar că interesul general este total pierdut din vedere în momentul de față.